grupurile de interese economico-financiare cu greutate trag sfor la nivel înalt pentru propulsarea în funcții cheie la nivelul complexului energetic Oltenia a doi foști directori din cadrul companiei. Daniel Burlan, fost director al Societății Naționale a Lignitului Oltenia și ulterior al diviziei miniere ACO, a revenit în cadrul companiei energetice, după ce în ultimul an a avut contractul de muncă suspendat și activat în mediul privat. La prima vedere, revenirea lui Burlan pare una firească, însă planul de a-l impune pe acesta într-o funcție de conducere în cadrul complexului energetic a fost creionat de un personaj cu greutate și la propriu și la figurat, prieten de nădejde al fostului director. Burlan și Don Bebe sunt văzuți tot mai frecvent împreună la bordul bolidului de sute de mii de euro al afaceristului, care prestează ca și subcontractor al unor mari companii atât în țară cât și în străinătate și care a avut contracte de milioane de euro cu entitățile miniere și energetice din Gorj de-a lungul timpului. Misiunea lui Don Bebe de a-și impune amicul într-un post cheie în CEO a fost una simplă, având în vedere că, cel puțin de 2 ani încoace, omul de afaceri a avut un ascendent asupra celor care au condus compania. Lucrurile au fost un pic mai complicate în cazul lui Constantin Bălășoiu, care pentru accederea în directoratul CEO trebuia selectat de firma de recrutare angajată de companie. Ca să aveți tabloul complet al cercurilor de influență care au gravitat în jurul lui Bălășoiu de-a lungul vremii, trebuie spus că acesta a fost puternic susținut pentru a prelua Electra, iar mai apoi pus director general executiv al complexului energetic Oltenia de tandemul Manțo-Condescu, cel care a condus mineritul și energia din Gorj an la rând. În septembrie 2012 a fost înlocuit la șefia CEO și numit la sucursala Electrocentrale Craiova. În iulie 2013, numele lui Bălășoiu are apărut în scandalul dispariției celor 140.000 de tone de cărbune din rezerva de stat. La vremea respectivă existau speculații că o firma lui Ion Bârcină, interpusul lui Tony Greblă și a lui Condescu, ar fi livrat cărbune termocentralei, primind în schimb energie, varianta fiind că lignitul a fost livrat doar scriptic, iar despre dosarul penal întocmit atunci nu s-a mai auzit nimic. În 2016, Bălășoiu se afla deja în alte sfere de influență, aproape de Dan Gheorghiu, milionarul de la Institutul de Studii al Proiectării Energetice ESA, cunoscut ca ISPE, societate cu contracte de zeci de milioane de euro la fostele complexuri energetice și ulterior la CEO. Singurul invitat de la CEO la Forumul de Energie din 2016, care s-a desfășurat la Vox Maris Grand Resort din Costinești, organizat de ISPE, a fost Bălășoiu, deși nu deținea o funcție la vârful companiei. De altfel, Bălășoiu a fost mereu alături de Gheorghiu de la ISPE, făcând parte din Comitetul de Coordonare pentru Activitatea Minieră, grupul de lucru lignit din Ministerul Energiei, în vremea în care acesta era condus de Victor Grigorescu. Cine este Dan Gheorghiu? Presa Centrală a scris despre el că și-a petrecut concediul pe Riviera Italiană cu Călim Popescu Tăricianu, președintele ALDE, adică șeful pe linie politică al Ministrului Energiei Toma Petcu. Anul trecut, tabloidul Cancan i-a surprins pe cei doi la masă la un restaurant select din București. Dan Ioan Gheorghiu controlează compania ISPE și are interese în altă firmă cunoscută, Romelectro, deținută de Viorel Gafița, asociatul său din ultimii 20 de ani. ISPE, dar și Romelectro, sunt două companii înființate de regimul comunist și activau în sectorul energetic. Gafița, Dan Gheorghiu și fostul ministru al industriilor Dan Ioan Popescu provin toți trei din nomenclatura ceaușistă. Romelectro a funcționat ca societate de comerț exterior, se afla sub supravegherea Direcției de Informații Externe și a avut lucrări în Orientul Mijlociu. ISPE se ocupă de proiectele energetice ale hidrocentralelor și termocentralelor din țară. Atât Romelectro cât și ISPE sunt legate umbilical de CEO, iar de la înființarea companiei, cele două societăți au câștigat contracte de peste 60 de milioane de euro, așa că au tot interesul să-și impună omul lor în directoratul acesteia.